faptul că a înțeles atât de profund modul de viață din această țară, tot mă uimește. Pentru că dacă scrii superficial despre ceea ce se vede imediat, despre tramvaie, despre cozi, despre... Nu surprins esența. Eminescu a surprins esența. Eminescu avea o foarte mare dorință de cunoaștere. O sete de cunoaștere. Vedeți, expresia asta a devenit banală. Sete de cunoaștere. Dar la el chiar era o sete, un nesaț de a cunoaște. Dacă ne gândim că la 15-16 ani a plecat pe jos în Ardeal, la Alba Iulia și în alte localități, ca să vadă cum trăiesc, cum gândesc, ce variantă a limbii române vorbesc românii de acolo. Deci zona aceea nu făcea parte încă din România, dar Eminescu simțea că este românitate și va să o cunoască. Băi, aș vrea să văd câți tineri de azi au această dorință de a abandona, de exemplu, jocurile pe calculator și de a se duce să-i cunoască pe români la ei acasă. Deci eu sunt român. Dacă sunt român, nu înseamnă că sunt un zeu. Puteam să fiu ungur, puteam să fiu rus, puteam să fiu bulgar. Dar dacă eram bulgar, iubeam pe bulgar, dacă eram ungur, iubeam pe unguri, dar sunt român. Și Eminescu a vrut să vadă cum sunt oamenii din neamul pe care îl iubește, neamul lui, să vadă cum... Și s-a dus cu caiete și cu creioane.